De presă susținută cu ocazia vizitei oficiale în Republica Moldova a președintei Adunării Naționale a Republicii Franceze, doamna Aile Bon-Pivet. Domnule președinte Grosu, aveți cuvântul. Doamnă președintă, stimați jurnaliști, astăzi împreună cu doamna președintă a Adunării Naționale a Republicii Franceze am semnat memorandumul de înțelegere între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Națională a Republicii Franceze. Prin acest document ne propunem să aprofundăm și să consolidăm relațiile bilaterale la nivel parlamentar între țările noastre. Astăzi vom amplifica activitățile grupurilor parlamentare de prietenie, vom colabora între comisiile parlamentare, atenție în mod special între cele responsabile de afaceri externe, afaceri europene și apărare, care ar permite aprofundarea temelor majore și de actualitate pentru ambele legislative. Vom organiza reuniuni și activități comune, vom coopera la armonizarea legislației naționale a Republicii Moldova cu legislația Uniunii Europene. Ne angajăm să intensificăm colaborarea noastră în cadrul delegațiilor a Uniunii Interparlamentare, Adunarea Parlamentară a Francofoniei, Adunarea Parlamentară NATO, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, Adunarea Parlamentară a OSCE și Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră. Această vizită și semnarea acestui memorandum ne demonstrează o dată în plus că Republica Moldova nu este singură. Noi avem prieteni sinceri și de nădejde, așa cum este și Franța, care acceptă că viitorul Republicii Moldova este Uniunea Europeană. Că cetățenii moldoveni sunt europeni și că trebuie să se bucure de condiții de viață mai bună și de mai multă securitate. Pentru aceasta vom munci și vom realiza proiecte pentru îmbunătățirea rezilienței, a securității și a stabilității economiei țărilor noastre. Doamna președintă, vă mulțumim încă o dată. Vă mulțumim pentru mesajele și cuvântarea foarte inspirațională din plenul Parlamentului. Vă promit că o să o mai ascult o dată și sunt sigur că o să fie subiect de discuții în zilele următoare în mediul nostru politic, societate civilă și încă o dată mersi pentru acest suport sincer, prietenesc în acest moment important pentru Republica Moldova. Vă rog. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci pour votre accueil et merci pour vos mots chaleureux qui témoignent de l'amitié qui existe entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Vous m'avez fait l'honneur de m'inviter pour vous rendre visite dans votre Parlement. Et vous m'avez également fait l'honneur de m'inviter à prendre la parole devant les parlementaires. Ce n'est pas si fréquent qu'un président de Parlement ait cette opportunité unique de pouvoir s'exprimer devant un Parlement étranger, de pouvoir ainsi délivrer un message. Nous avons également pu signer un protocole d'accord entre nos deux parlements pour pouvoir approfondir cette relation
et que ce soit entre nos commissions ou entre nos parlementaires et nos groupes d'amitié. Parce que l'amitié franco-moldave qui se manifeste par les liens étroits que le président Emmanuel Macron entretient avec votre présidente Maya Sandu, qui se manifeste également par les liens étroits qui existent entre les deux gouvernements de nos pays, en témoigne ainsi le nombre d'entretiens bilatéraux entre les différents ministres. Ces liens doivent se poursuivre au sein de nos parlements et au sein de nos populations, de telle sorte que nous puissions avoir un dialogue de peuple à peuple, de citoyen à citoyen, et non pas seulement de dirigeant à dirigeant. Pentru că relațiile apropiate dintre Franța și Moldova care se exprimă pentru relațiile destul de apropiate dintre președintele Emmanuel Macron și președintele Maia Sandu, și atunci relațiile apropiate dintre guvernele noastre care se exprime pe numeroase întâlniri bilaterale la nivel de miniștri, trebuie să se exprime și să se manifeste și prin relații apropiate dintre parlamentele noastre și, dar de fapt, care se ducă ulterior la relații între, de la popor la popor, de la cetățean la cetățean. Mm. Et donc le message que je suis venue porter aujourd'hui au nom de l'Assemblée nationale française, au-delà de ce message d'amitié, c'est le fait que nous partageons, j'en ai la conviction profonde, des valeurs communes. Nous partageons des attachements communs, une histoire commune. Et la Moldavie a toute sa place dans le concert des nations européenne. Nous l'avons dit lors du sommet de la communauté politique européenne il y a quelques semaines à Chisinau. Vous êtes devenue pour une journée la capitale de l'Europe. Nous espérons que bientôt vous ferez part à part entière de l'Union européenne lorsque vous aurez réussi le processus d'adhésion. Et donc vous pouvez compter sur notre soutien tout au long de ce processus, qu'il soit juridique, financier, politique. Vous avez besoin de tout cela et plus encore, et nous serons à vos côtés. Je ne sais pas si vous avez des questions. Stimați președinți, doamnelor și domnilor, urmează sesiunea de întrebări-răspunsuri. Vom prelua două întrebări din partea jurnaliștilor. Dragi colegi, vă rog să vă prezentați înainte de a adresa întrebarea. Mulțumesc! Bună ziua! Am o întrebare pentru președintele Parlamentului francez. Să ne spuneți, vă rog frumos, având în vedere că noi avem statut de țară candidat și avem un drum spre calea europeană. Cum credeți pe ce legi sau ce legi trebuie să punem accent așa încât să accelerăm acest proces, așa încât să avem niște politici europene și să fim acceptați mai ușor în familia europeană? Și dacă credeți că am putea face parte a acestei familii până în anul 2030? Concernant la date d'adhésion, moi je l'espère et je vous le souhaite parce que je sais que le chemin est difficile et que les efforts que votre pays doit faire sont nombreux. Et donc j'espère que vous parviendrez à cet horizon temporel-là, mais je ne peux que vous dire que nous serons à vos côtés pour vous y aider. Ah, excusez-moi.
Referitor la data aceasta care ați spus, eu sper și doresc ca țara dumneavoastră să reușească să se intervenească în acest ultim temporal, dar știu că drumul care urmează să parcurgeți este lung și trebuie să-i puneți foarte mult efort în acest sens. Concernant les conditions, la Commission européenne s'est récemment exprimée sur 9 recommandations. Vous savez, ce qui est important, c'est qu'il faut adopter des législations, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que ces législations puissent devenir effectives et qu'elles puissent produire pleinement leurs effets. Et c'est ça qui est difficile. Et donc, moi, j'espère que vous pourrez adopter les lois nécessaires à l'adhésion, mais surtout que vous pourrez vous assurer de l'effectivité de ces lois et de leur parfaite application. Et c'est ça qui prend longtemps. Mais en la matière, il faut beaucoup de volonté politique, et je sais que cette volonté politique existe. Il faut une forte adhésion de la population. Et je sais que la population moldave souhaite cette adhésion et donc est prête à consentir aux efforts nécessaires. Et puis, le Parlement a tout son rôle à jouer. Au-delà du vote de la loi, le Parlement a un rôle de contrôle de l'application de la loi de l'exécutif et a aussi un rôle d'évaluation. C'est-à-dire qu'il doit s'assurer que les lois qu'il a votées ont visé juste, qu'elles atteignent les objectifs qu'on leur a assignés et, si ça n'est pas le cas, être en mesure de pouvoir les modifier. Et donc, c'est tout cela qu'il faut réussir pour pouvoir adhérer à l'Union européenne, mais progresser sur ces matières-là. Il ne suffit pas de décréter les choses, il faut les réaliser. Monsieur le Président, peut-être... dar adoptarea legilor este unul din pozițiile și unul din măsurile care le întreprindem. Dar cel mai important este că ca legile să devină să fie implementate. Acest proces poate fi destul dificil uneori, dar trebuie să ne asigurăm de ce anume că ele să-și producă impactul scontat. Și acest lucru trebuie să fie realizat atât de-a lungul unei perioade mai îndelungate de timp, această implementare eficientă a legilor de către Parlament, dar necesită și suport din partea populației, suport în voința populației. Deci trebuie ca populația să-și dorească acest lucru. Parlamentul, evident, din partea sa poate exercita controlul parlamentar în vederea asigurării atingerii obiectivelor. Și atât, în acest fel, progresul spre aderare se poate realiza. Bonjour, Monsieur le Président du Parlement moldave. Une question pour vous en français, peut-être. En quoi la visite de votre homologue française est importante pour la Moldavie? Et pourquoi est-ce que vous avez aujourd'hui besoin de la France dans le processus d'adhésion à l'Union européenne? Întrebările parcă sunt simple, dar sunt foarte existențiale, într-un fel, pentru parcursul și momentul nostru. Republica franceză, alături de alte țări a Uniunii Europene, a fost mai sensibilă, ca zic așa, la procesele din Republica Moldova. Și, cum a spus doamna președintă, noi suntem martorii unei relații foarte bune la nivel de președinți, de miniștri externe. Acum stabilim aceeași relație bună la nivel de parlamente. Franța înțelege, pentru că este patria democrației, patria cetățenii, da, cetățenilor, tuturor valorilor, vede, cred eu, în noi acea sinceritate în implementarea reformelor. Noi o facem nu pentru că Bruxelles-ul ne le recomandă, noi o facem pentru că noi credem
că avem nevoie de aceste transformări. Și aici, în contextul întrebării anterioare, cred că adoptarea legilor este cel mai simplu lucru pe care putem să-l facem. Da, mai ales că n-ai majoritate parlamentară. Dar cel mai complicat este spiritul și aplicarea în viața acestor legi. Da, felul cum începe să funcționeze justiția, democrația electorală, participarea cetățenilor la viața publică, mediul de afaceri în care investitorul francez vine și se simte sigur în Republica Moldova. Da, deci asta e cel mai complicat, asta e cel mai greu și asta, da, necesită voință. Deci este exemplu propriu al fiecărui, de la parlamentar, de la președinte din țară, până la simplu cetățean. Și eu cred că colegii francezi asta au văzut în noi. Și de-aia Franța are un cuvânt foarte greu și important în cadrul Uniunii Europene. Și sunt sigur că va fi acel avocat și acea voce care ne va ajuta să convingem și alți prieteni din Uniunea Europeană că Moldova merită deschiderea negocierilor de aderare. Noi înțelegem ce avem de făcut, avem mult de lucru, dar momentul și efortul merită pentru că moldovenii sunt europeni. Moldovenii au demonstrat că sunt europeni și vrem să facem parte din acest spațiu civilizațional în care viața omului are valoare. Personalitatea, individul are valoare, are drepturi, are libertăți. Asta vrem pentru noi, asta o vrem pentru copiii noștri. Merci, monsieur le président. Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, conferința de presă a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare și vă dorim o zi frumoasă. O strângere de mână. O fotografie. Merci beaucoup. Merci à vous.